sunteți unul dintre cei care nu numai că ați investit în Delta Noi, de faceți acest lucru într-un mod sustenabil. Este... Cum caracterizați această investiție? Este una dificilă? Adică este greu să te menții pe linia asta eco și să nu fugi cumva, să încerci să faci și alte chestii? Eu am un grup cu 20 și ceva de firme și de 24 de ani fac antreprenoriat. Dacă există un proiect greu, acesta este cel de aici din Delta Dunării. Este de o complexitate și de o sensibilitate și de o greutate ieșite din comun. Ce vă motivează să-l duceți mai departe atunci? E cel mai frumos loc pe care mi-l pot imagina, nu în România, pe lumea asta. Vărsarea Dunării în mare, cu tot ce înseamnă acest lucru, e senzațional. Noi avem o comoară aici. Avem o comoară care și resurse de toate felurile, care ar trebui să ducă către o comunitate locală prosperă. Și frustrarea mea că lucrul ăsta nu se întâmplă, ba dimpotrivă, lucrurile se degradează, acest lucru mă face să lupt în continuare. Este un potențial senzațional, este ceva pe care puțin oameni și-l pot imagina. Nici eu nu mi l-am putut imagina până n-am venit aici, acum 5 ani. Știam de Delta Dunării, mă rog, știam că avem Dunărea, știam că avem Marea, dar fiind la fața locului și văzând ce comoară e aici, ți se rupe sufletul. Pur și simplu, ți se rupe sufletul pentru faptul că avem așa ceva și nu știm să folosim. Avem lucruri, foarte multe lucruri de arătat și de povestit, pentru că Delta, orice colțișor al Delta reprezintă un loc minunat, orice colțișor al acestei minunății are ceva de povestit, ceva de reprezentativ. În ultimii ani noi am încercat să promovăm câteva proiecte pilot, pentru că suntem o asociație și nu avem cum să facem proiecte de mare anvergură, dar proiecte pilot, gen gastronomie locală, și mă bucur aici că există domnul președinte la SVSA și Ministerul Agriculturii, cu care am reușit să obținem această lege care va ajuta foarte mult localnicii și mai ales produsele locale să poată să fie promovate și valorificate sub o formă economică legală. Încă un moment în care Tulcea dă tonul în România, vorbim de puncte gastronomice locale, vorbim de agricultură bio, aș vrea să ne rezumați pe cât posibil discuțiile de aici și care este punctul cu care plecați de la această discuție? În primul rând, și am spus și la finalul seminarului, sunt foarte importante, a fost foarte important să găsim liantul între ceea ce înseamnă agricultura ecologică și turismul responsabil. Așa cum spunea domnul secretar de stat Bătunoiu și așa cum a punctat și domnul președinte al ANSVSA-ului, domnul Brănescu, alimentul, da, este liantul sau punctul de legătură între cele două elemente, între cei doi piloni care până la urmă susțin dezvoltarea sustenabilă a județului Tulcea. Concluziile, hai să spunem, sunt, chiar dacă nu sunt foarte multe, sunt ca și complexitate pe o întindere foarte mare, atingem partea legislativă, partea de cooperare, partea de integrare, de interoperabilitate. Sunt multe, multe lucruri de spus. În primul rând, brandul destinației, clar că trebuie construit și trebuie definit ca atare. Conceptul de bioeconomie în Delta Dunării, în județul Tulcea, ceea ce poate permite alocarea de noi fonduri și construirea unui nou IT pentru 2021-2027. Concept de bioeconomie care practic nu va face altceva decât să vină pe alocări în zona Deltei Dunării și să construiască acest turism, să susțină acest turism responsabil și bineînțeles să dezvolte zona de agricultură ecologică. Da, mă rog, este de notorietate faptul că județul Tulcea
beneficiază de suprafețe agricole importante care au ca și destinație o agricultură ecologică. Nu că a fost o dorință, până la urmă a fost o impunere, ținând cont că 40.000 de hectare sunt în delta Dunării și legislația ne obligă să facem acest lucru. Dorința noastră este să extindem această agricultură ecologică și pe zona de terasă. Există structuri organizate în acest sens, oameni care doresc să facă acest lucru, ținând cont că în Europa, în general și în lume, se manifestă dorința pentru tot ceea ce este produs eco. Județul Dulcea are o șansă, zic, unică, să facă acest lucru, să-l îmbine cu ceea ce spunem noi, destinația Deltei Dunării. Dobrogea, dacă e să vorbim pe total, Dobrogea are această, ar trebui să aibă această oportunitate și să o exploateze în acest sens. Și Constanța poate să extindă, mă rog, să se extindă spre Constanța acest trend pe care noi îl propunem cu agricultura ecologică, pentru că, dacă ați văzut și astăzi, modul cum președintele Wulff s-a manifestat față de agricultura ecologică și pot spune că Germania în sine și numai Germania, poate toate țările din Uniunea Europeană își manifestă un interes extraordinar pentru tot ceea ce este eco. La Tulcea suntem nu neapărat pionierii, dar așa cum s-a spus aici, suntem poate județul cu cea mai mare suprafață pe care se cultivă, pe care găsim culturi eco, bio, așa cum ne-am dorit cu toții să mâncăm, pe care le-am mâncat când eram copii, pe care nu le mai găsim în momentul de față în galantare și în supermarketuri. Azi mult mai bine și mult mai specializat decât aș putea face eu. Eu am ascultat cu mare atenție, sunt specialiști în agricultură aici, din turism, în special turismul ecologic și agricultura ecologică, astfel încât doar pot să mă minunez cine participă la această masă rotundă și cine se mai află și în public, oameni cu expertiză, cu experiență proprie, oameni care au acumulat experiență în ideile proprii și în întreprinderile proprii din regiunea Deltei Dunării. Astfel că, la final, îmi rămâne doar să spun că aveți premisele optimale pentru a vă dezvolta, vă regăsiți pe o piață în creștere, unde cererea pentru astfel de turism crește. Oamenii nu mai vor să se ducă cu avionul undeva în depărtare, pentru că văd care sunt riscurile și așa mai departe. Ei vor să se odihnească în astfel de zone liniștite, împreună cu părinților, cu bunicilor, să își regăsească rădăcinile. Și mie mi s-a părut minunat să avem aici campionul olimpic în calitate de ambasador și programul despre care ați vorbit dumneavoastră, să se mănânce acel borș de pește în locurile respective, este ceva extraordinar. Vedem că avem niște evoluții interesante, unde oamenii, copiii în special, nici nu mai știu de unde vin produsele respective când le văd la magazin. De aceea, ceea ce faceți dumneavoastră, să regăsim natura și să reînvățăm de unde vin acele lucruri, este minunat și pentru asta oamenii vor fi pregătiți să plătească bani și vor fi turiști în zona dumneavoastră. Deci dacă dumneavoastră îi puneți la aceeași masă pe toți actorii importanți, atunci deja ați făcut un pas enorm. Acum trebuie să parafrazăm puțin ce a spus românul Neam sau neamțul român care a vorbit un pic mai devreme de la Camera de Comerț. S-au spus suficiente cuvinte. Acum contează ceea ce facem, ceea ce punem în aplicare. Deci cuvintele nu mișcă nimic, doar lucrurile pe care le facem, acțiunea și punerea în practică, acestea mișcă lucrurile mai departe și ne aduc rezultate concrete pentru dezvoltarea oamenilor și pentru îmbunătățirea veniturilor oamenilor,
Dacă facem doar un proces verbal al unei conferințe, o să avem un proces verbal frumos, plin de lucruri pe care le-am discutat, dar lucrurile trebuie puse în aplicare. Eu voi raporta în Germania despre lucrurile pe care le-am discutat aici și mă bucur că nu vedeți Bruxelles ca pe un dușman, ci vedeți Bruxelles ca pe un partener. Și faptul că le spuneți fermierilor de aici că o mare parte din banii pe care îi primesc vin de la Bruxelles și că noi, germanii, avem o contribuție majoră la această Uniune Europeană și la Europa, pentru că știm că Europa înseamnă pace, stabilitate și dezvoltare pe termen lung. Deci dacă privesc la lucrurile care se întâmplă la dumneavoastră, deci nu pot fi niciun fel de critic pentru contribuțiile pe care le plătește Germania Uniunii Europene, pentru că uitați ce lucruri minunate se fac. Deci de aceea este important să avem aceste mijloace de coeziune. Bineînțeles că noi nu putem înlocui britanici, însă va trebui ca noi împreună să găsim o cale astfel încât să fie mai puternică coeziunea dintre țările noastre în cadrul Uniunii Europene.